Pare că va trebui să joci un rol diferit în această poveste a vieții tale, da? În povestea vieții tale avem pădure, avem o gândire care nu este prea clară, da? Noroioasă, puțin. Și avem aici, era să zic vampir, Liliac. Și spune că va trebui să ai grijă. Acești dușmani, da? Enemies, dușmanii, lucrează împotriva ta. Ok. E o carte puțin cam așa, dar nu trebuie să le luați mot a mot sau în orice caz nu trebuie să le luați exact așa cum sunt. Poate să fie ceva foarte superficial. În orice caz, într-adevăr, sunt niște turbulențe pe aici. Apar niște lucruri incerte. O gândire care nu este prea clară. Niște persoane care s-ar putea să pună bețe în roate. Niște probleme, niște lucruri care necesită o rezolvare, dar nu o să fiți singuri. Asta e foarte important. Trebuie să vă găsiți oamenii de bază, oamenii în care aveți încredere, să contați pe ei sau în orice caz să fiți alături de ei tot mai mult în această perioadă. E cineva care o să vă ia apărarea, sincer, asta chiar simt, mai ales față de aceste persoane care nu au cele mai bune intenții față de voi. Nu i-aș numi dușmani, că până la urmă sunt și persoane care nu ne plac și asta este, da? Nu trebuie să-i numim neapărat dușmani. Sunt persoane, pot fi și persoane care nu sunt de acord cu voi. Acești dușmani. Dar trebuie să ai grijă. Trebuie să ai grijă că s-ar putea ca în această perioadă de aia se întâmplă ceva important în viața ta, în viețile voastre și aveți nevoie să schimbați puțin rolurile pentru că s-ar putea să trebuiască să fiți altfel. Să trebuiască să vă raportați la o problemă, la o situație, la un obstacol diferit față de cum o făceați voi în trecut. Și s-ar putea să fie vorba și despre o moștenire, despre un câștig. Aici cineva nu este de acord cu acest câștig pe care voi îl aveți. E cineva care nu a mirosit că nu prea este ce trebuie sau că nu prea le... Sunt oameni puțin cam... Hai să-i numesc geloși, invidioși sau să le zic altfel. Sunt oameni oarecum nemulțumiți, așa se cuvântă, nemulțumiți de voi. Sunt nemulțumiți de succesul vostru și nu prea le place că sunteți bine. Deci atenție la oamenii care s-ar putea să fie și falși. Sincer, da, s-ar putea să fie oameni falși care să arate că sunt ok cu voi, dar de fapt să nu fie. Deci atenție și la oamenii ăștia care sunt mai falși sau care parcă sunt ok cu voi, că vor să... că vă susțin, dar de fapt și știți exact, cred că, la cine mă refer, pentru că aici nu e vorba despre cineva pe care nu știți, aici este vorba de cineva, despre cineva pe care voi deja l-ați mirosit, că deja avem doi căței. Bun. Hai să ne știți cărțile de oracol, de tarot, pardon. Nu știu de ce simt turnul, dar hai să vedem. Turnul sau în orice caz ceva, o carte care să indice imprevizibilul. Ia uite, 5 de spade, exact, 5 de spade vorbește despre aceste persoane care ar face orice cu orice preț să câștige, deci atenție foarte mare, da? Aici sunt și oameni care lucrează în spatele tău, oameni pe care nu-i vezi și care nu-ți vor neapărat binele și ia uite, avem și eremitul și ce e aici, un șarpe dacă vedeți. Interesant, deci atenție, 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 atenție. Se apropie ceva pentru voi, se apropie, uite, o barcă avem. S-ar putea ca în această lună să primiți niște vești foarte îmbucurătoare, ca să le numesc așa, vești care să vă aducă speranțe foarte mari în ceea ce privește banii. Avem împărăteasa, avem patru de monede, da, s-ar putea chiar o moștenire. Și cineva nu este deloc de acord cu faptul că voi s-ar putea să primiți acea moștenire, da, un exemplu, sau acea mărire de salariu, sau orice ar fi, a doi de cupe, nouă de cupe, da, sunteți foarte, foarte iubiți sau în orice caz sunteți foarte susținute emoțional, e cineva care vă susține foarte mult. Avem 8 de monede și 6 de cupe, deci nu e nimic aici imprevizibil. Bun, e bine. Dar avem acolo 5 de spade. Bun, cam asta ar părea să fie ideea de obstacol în această perioadă pentru voi. Persoanele astea care nu cred că au cele mai bune interese față de voi, adică acolo s-ar putea să fie buba, ca să zic așa, dar nu trebuie să disperați, nu trebuie să vă alarmați pentru că
Per ansamblu este o lună bună, per ansamblu sunteți bine, pentru că nu vă ating, aceste persoane nu vă ating, sunteți foarte puternic, mai ales din punct de vedere emoțional sau în orice caz sunteți foarte puternic alături de aceste persoane, de acești prieteni, sunt și oameni foarte buni lângă voi, deci trebuie să fiți foarte atenți la ei, să vă concentrați pe ei, pentru că o să vă susțină foarte mult. E cineva aici care chiar vă susține, da? E sufletul vostru pereche, poate să fie un prieten, da? Cineva care se aseamănă foarte, foarte mult cu voi și gândește și simte foarte mult cum simțiți voi. Iar asta o să vă bucure. Da, o lună frumoasă, veți avea o surpriză frumoasă. Din punct de vedere financiar, sunteți bine, se întâmplă ceva bun. E ceva care are farmec, așa am simțit să zic, e ceva frumos. Nu a spune că e ceva standard, gen o mărire de salariu, a spune că este mai mult vorba chiar despre o moștenire, despre un câștig. Primești bani de undeva, de la o persoană dragă, e cineva care te răsplătește, ceva la genul acesta. Ați făcut o treabă bună cândva, dar n-ați cerut neapărat bani și acum persoana asta vine către voi și vă oferă un cadou ceva, adică ceva foarte important care are farmec și e ceva substanțial, ca să zic așa. Bun. Cam atât pentru voi, dragii mei. Ca zodii importante, Taur, Balanță, nu e o zodie care iese în evidență, dar Taur, Balanță, Gemeni, am simțit să zic Capricorn, Rac și Pești. Iar ca numere 19 iunie, 9 iunie, gândiți-vă ce s-a întâmplat atunci, 22 iunie, 14 iunie, nu știu, în mod special 19 iunie, ca să zic așa, 19-18 iunie. Cam atât pentru voi, dragii mei, o lună frumoasă vă doresc!